De ceva timp vă livrăm retrospectiva șezătorilor organizate de revista Odoraș. Cum a fost festivalul gravidelor al lunii februarie? Stați să vedeți în următorul reportaj! Revista Odoraș a revenit cu o nouă șezătoare informativă. De data aceasta, evenimentul a adunat graviduțele, părinții și viitorii părinți la o seară mult mai specială. Festivalul Gravidelor este o ediție specială care aduce medici buni, cadouri pentru toți și multe alte surprize. Desigur, s-au abordat subiecte importante precum lucrurile obligatorii din trusa unei graviduțe, cum sporim lactația, îngrijirea bebelușului după naștere, dar și alte teme interesante. Festivalul a fost deschis de adevărate prințese care au defilat în ținute una mai frumoasă decât alta. Кстати, отменили леди, мне очень нравится. Я в них чувствую себя как принцесса. Хотя нет, как королева. Я желаю, чтобы все мамы родили здоровых и красивых детей. Peste 150 de părinți au discutat cu medici profesioniști cele mai importante și actuale teme. Mai ales mămicile care sunt la prima naștere au fost numai ochi și urechi atunci când s-a abordat această temă. Care sunt semnele ce prevestesc nașterea? La prima naștere, femeile trebuie să aibă în vedere că sunt mai multe semne cu care ele se confruntă și care știu că, uite, nașterea este iminentă. Pentru noi, ca doctor, este important ca femeia să înțeleagă, să aibă încredere în forțele ei și să înțeleagă că nu de la prima contracție uterină să fugă la maternitate. De asta și sunt anumite semne la care ea trebuie să atragă atenție, ca, de exemplu, contracții uterine regulate sau scurgeri lichidul amniotic. Sunt primele semne care trebuie să alerteze femeia. Nu pot să zic alerteze, dar trebuie să o facă pe viitoarea mămică să ajungă la doctor. Dar să mai sunt și alte semne care pregătesc femeia într-un fel că este deja apropierea naștere, de genul coborârea părții prezentate, mai ușor să respire, se elimină dopul gleros sau dopul mucilaginos, sunt anumite eliminări cu alt caracter și alte nuanțe, dar ele nu vorbesc despre faptul că deja nașterea s-a început. Cele mai importante semne pentru care femeia trebuie să ajungă la maternitate este când contracții uterine sunt regulate sau se scurge lichidul amniotic. Dar aveți și cazuri, cu siguranță, atunci când mămicile vin și zic eu astăzi trebuie să nasc, am primit veredictul că pe data de 20-21, cum le calmați atunci? Pentru că vine și cu agitație. De obicei, pacientele sunt informate și mai ales cele care sunt la evidență în spitalul nostru, ele știu că o femeie poate să nască de la 37 săptămâni până la 42 și este un interval de obicei de 5 săptămâni. Și ea știe că nu poate să nască pe o dată fixă anumită, calculată de un doctor. Evident, există și eroarea asta umană. Nu poate să nască o femeie. Dar se mai întâmplă și coincidențe, că data care a fost propusă de către doctor obstetrician sau doctor de familie sau ecografist a coincis cu data cu care chiar a născut. Dar asta este foarte puțin procentaj. Da. Ce părere aveți de organizarea acestor evenimente? Eu cred că sunt benefice pentru educarea pacientului, eu cred că sunt pentru conștientizarea națiunii, chiar că sarcina este un fenomen frumos, este un fenomen încântător, dar el necesită îngrijiri medicale în unele cazuri și nu neglijarea lor. Pentru că, haideți să spunem lucrurile pe nume, multe femei sunt la prima sarcină și la a doua și la a treia când nu vor să beneficieze de asistență medicală calitativă, dar în funcția noastră ca doctori sau ca lucrători medicali este de a ridica conștientizarea populației că necesită să avem o mamă sănătoasă și un copil sănătos. Una din mămicile care a participat la mai multe evenimente organizate de revista Odoraș a fost și moderatoarea festivalului Graviduțelor.
astăzi într-o misiune frumoasă ca prezentatoare acestui eveniment. Cum vă simțiți? Ca și în momentul în care mă fac că sunt însărcinată. Este o emoție de fiecare dată când apar în fața unui public atât de larg, mai ales că sunt peste 100 de mămici, cred că în jur de 150, cu burtici, ceea ce mă bucură enorm. Nu am văzut atâtea mame, atâtea graviduțe la un loc. Din păcate am fost plecată când aveau loc festivalurile anterioare și mă bucur acum să le văd, sunt toate frumușele și să fiu alături de ele. Și mai aflu și eu câte ceva nou, nu se știe, poate mai fac și o fată. Când erați însărcinată, veneați la aceste evenimente, da? Ați crescut burtică aici. Veneam la aceste evenimente, le pregăteam aceste evenimente, făceam parte din echipa revistei Odoraș și pregăteam cu foarte mare grijă fiecare eveniment, așa că mezinul meu a crescut, să zic, prin șezători, ascultând informațiile respective, care m-au ajutat foarte mult. Mămicile sunt foarte mulțumite de organizarea acestor evenimente și se străduie pe cât e posibil să nu rateze nicio șezătoare. Nu sunt pentru prima dată la astfel de eveniment, pentru că e prima sarcină și chiar sunt interesată de noutăți și ceva ce mi-ar fi de folos. Ce părere aveți? Informația este utilă, credeți, pentru viitoarele mămici și chiar mămicile care au născut? Da, informația este destul de utilă, mai ales când ești la prima sarcină, într-adevăr nu știi la ce să te aștepți, cum să te pregătești, cum să te îngrijești copilul, adică totul este util și binevenit. Acesta a fost festivalul graviduțelor. Toți participanții evenimentului au primit daruri, iar zeci de norocoase mămici au primit chiar premii speciale la tombolă.